Azi vorbim despre Aristotel, o temă imensă pe care evident că nu o vom putea epuiza în câteva minute. Mi-e groază de... Îmi aduc aminte facem de o poveste de a tatălui meu, cum fusese la un coloviu la Academie, în anii 70, în care se vorbea despre filozofie în termen de producție. Și era consternat și uh, s-a dus la casa scriitorilor, care e peste drum, și l-a auzit pe țuțea explicând unui mic grup de discipoli, Aristotel a statornicit pe veci fundamentele teoriei politice sau filozofiei politice. Și avea perfectă dreptate. Uh, Aristotel a statornicit pe veci foarte multe lucruri, categoriile gândirii politice, categoriile gândirii etice, categ categoriile uh, Logici, uh, logicii, uh, ale retoricii, meta da, ale în orice domeniu cunoaștere. Aristotel a statornicit pe veci, deși în unele privințe sigur că s-a înșelat. Da, Cum e, de pildă, teoria lui despre nașterea animalelor, da? care, evident, e o teorie cu totul depășită. Și asta bine și la capitolul producție. Adică ar fi foarte. A fost foarte și... productiv. Da. Extrem de productiv. Da, o extrem de vastă. Ramurile filozofiei sau le științe le datorăm lui Aristotel. El a început uh, lucrurile. El a vorbit despre. Poate, poate ceva mai puțin despre botanică, unde l-a completat uh, amicul său, Teofrast. Dar, în rest, uh, Aristotel, sigur, vorbește despre toate întrebările importante. Și aș începe prin a menționa termenul de eudaimonia, de fericire sau împlinire. Pentru că, în fond, filozofia nu este doar o activitate teoretică, e una cât se poate de practică, mai ales pentru greci. Și obiectivul este obținerea acestei eudaimonii. Or, Aristotel spune foarte clar că eudaimonia ține în primul rând de virtute, dar nu doar de virtute. Pentru că asta era teoria platonică și socratică, că ești fericit atunci când ești pe de-a întregul virtuos. Or, Aristotel spune că nu e chiar așa, bineînțeles mai sunt lucruri care nu depind de noi, și de asta are nevoie și de o teorie politică. Astfel încât să spună cum trebuie organizată o cetate, astfel încât aspectul etic și aspectul politic să se întrepătrundă și eudaimonia cetățenilor să fie maximizată. De fapt, fericirea, împlinirea, împlinirea potențialului fiecare dintre noi. De fapt, cred că asta e o problemă fundamentală pentru Aristotel. Cred că filozofia morală și politică a lui Aristotel este o elaborare a, care pornește de la formulele faimoasele lui Solon, totul cu măsură, nimic în exces. Pentru că Aristotel ne spune că virtutea este calea de mijloc între excese contrare și la fel regimul cel mai suportabil este regimul care realizează un echilibru, o cale de mijloc, între democrație și uh, oligarhie. Democrația și oligarhia fiind la el uh, regimuri uh, corupte. Da? Și din combinarea acestor tendințe uh, opuse se poate obține un regim suportabil, pe care el îl numește uh, Politeia. Uh, acum, legat de regimurile politice, vedem imediat că la Aristotel avem o abordare. Cantitativă, ce contează pentru clasificarea regimurilor politice este numărul celor care sunt implicați în luarea deciziilor, în timp ce la Platon contează prevalența unui anumit tip uman în societate. Omul democratic, omul oligarhic, omul aristocratic, da, omul timocratic. Sunt diferite tipuri umane și fiecare regim politic corespunde unui anumit tip uman. În timp ce la Aristotel criteriul este cantitativ. Și aici, bineînțeles, avem Constituția în care conduce unul singur monarhia, un care conduc mai mulți aristocrația și când conduc cei mai mulți este politeia. Și, bineînțeles, există o diferență între regimurile bune pe care le am menționat, ce și cele corupte. corupte. Și diferența este în felul următor, cei care sunt la conducere, fie că sunt mulți fie că sunt puțini, ei conduc strict în interes propriu sau conduc pentru interesul tuturor. Pentru că dacă conduc în interesul tuturor, atunci este un regim bun. Și vezi că avem o teorie a corupției. Dacă e da. o mare temă în România, corupția ori corupția este uh, constă în căutarea interesului corupte. propriu în ciuda interesului general, a binelui da. general. Și formele corupte sunt, bineînțeles, tirania, oligarhia și democrația. democrația Pe care de este... altă parte, spuneam mai devreme că un regim suportabil este un echilibru între oligarhie și democrație, pentru că Aristotel vede în epoca lui că astea sunt regimurile cele mai răspândite. Uh, și mai e un lucru important de reținut. Uh, faptul că uh, or, Aristotel e conștient că lupta de clase este uh, un motor al istoriei. Uh, nu Karl Marx a inventat lupta de clasă. Aristotel vorbește deja despre lupta dintre clase, însă atenție! Aristotel e mult mai rezonabil decât Karl Marx pentru că el nu crede într-un sens al istoriei, într-un sens al istoriei care să asigure victoria proletariatului împotriva burgheziei. Și la Aristotel e vorba de echilibru, de altfel... El caută echilibru caute. și asta ne ajută să înțelegem și natura uh, marxismului, pentru că uh, filozofia marxistă este o filozofie a conflictului în timp ce filozofia aristoteliciană este o filozofie a echilibrului a căii de mijloc. Da, aș spune că trebuie să vedem între Aristotel și Marx, să-l avem pe Machiavelli, care preia această idee a luptei de clase, dar Machiavelli spune conflictul trebuie întreținut, trebuie rezolvat. Or, Marx spune conflictul există, dar acesta trebuie rezolvat și se rezolvă prin victoria proletariei. Adică prin exterminarea progheziei. Da. Deci este o idee veche de la Aristotel, de la Machiavelli, dar care bineînțeles este preluată de Marx în contextul secolului XIX. Aș vrea să mai spunem câteva cuvinte despre etica lui Aristotel. Am văzut că virtutea e definită ca echilibru, cale de mijloc între excese contrare, însă termostatul Întregului sistem al virtuților morale e prudența, fronesis, înțelepciunea practică. Aristotel face o distinție foarte importantă între Sofia și fronesis. Sofia este înțelepciunea teoretică, contemplativă, iar fronesis este înțelepciunea practică. Și înțelepciunea practică este cea care guvernează viața noastră morală. Sofia este modul cel mai înțel frumos, cel mai nobil de a-ți trăi viața. Căutarea înțelepciunii este modul de viață uh, asemeni uh, zeilor, uh, spune Aristotel în cartea 11 -a, uh, da, din pentru Etica. Că el face această distinție clasică între viața contemplativă și viața activă. Numai că distinție nu înseamnă separare, nu înseamnă eventual antagonism sau Ah, În niciun caz antagonism. Însă el spune că căutarea filozofiei este un demers ce implică întreaga viață, însă asta nu te împiedică să fii un om virtuos în viața de zi cu zi sau să fii un bun conducător politic, un bun politician. Că acolo ai nevoie de fronesis, ai nevoie de înțelepciune practică. Și dacă tot ai vorbit despre... Viața activă și viața contemplativă despre structura sufletului care trebuie să fie armonioasă Și bineînțeles facultarea rațională este cea mai înaltă. La Aristotel avem și bazele psihologiei, are un tratat despre suflet. Esențial mm -hmm. tratat despre suflet, în care face distinția între nivelurile sufletului, da? sufletul vegetativ, sufletul animal și în sfârșit, sufletul intelectiv. Uh, intelectul da? Intelectul care e propriu uh, oameni. Și acolo spune. e un uh, pasaj în cartea a treia Celebru uh, În care vorbește despre Intelect activ, intelect pasiv Și posibilitatea Ca o parte din intelectul nostru să fie separabil El nu spune în clar dar acest pasaj este preluat după aceea de comentatori medievali în contextul religiilor monoteiste, punându se întrebarea, nu care cumva Aristotel și-a dat seama că există o parte a sufletului care e nemuritoare, care Da, el doman. însă nu spune nimic nu, nu clar. Nu, spune așa. Există doar, hai să spunem, bazele unei posibile interpretări în sensul ăsta, dar e foarte important, la fel cum este foarte important ce spune uh, despre un m, prim mișcător, care după aceea a fost interpretat în. Da, islamică motorul nemișcat. Motorul nemișcat, care, bineînțeles, poate să fie interpretat ca fiind Dumnezeu. Bun, Dar aici sigur, atingem ce ține de metafizică și de fizică. Da. La uh, E Aristotel. O interpretare mai târziu. Aici avem doar, să spunem, bazele. Pentru că și aceste tratate sunt absolut esențiale. Uh, esențiale pentru că pun bazele științei. Sigur știință care va fi schimbată la începutul modernității, dar aici avem o teorie esențială și anume teoria celor patru cauze. Pentru că avem cauza eficientă, cauza unui lucru, începutul, cum de a fost creat un lucru sau cum de a pornit un proces, agentul. Avem cauza materială, materia din care sunt formate lucrurile. Avem cauza formală, structura, dar poate că o formulă chimică este cel mai bun exemplu. Și avem, foarte interesant, cauza finală. Scopul pentru care lucrurile există. Ori, întrebarea se pune, sigur, în cazul acțiunilor umane, există un scop, există o cauză finală. Dar există acest scop și în natură? Sigur, cei care vorbesc despre providență, despre Dumnezeu, despre creație, spun că da, bineînțeles, există un scop. Cei care nu accept aceste premize, spun că există doar procese lipsite de noimă, nu există un drum al istoriei, nu există un drum teologic, de pildă, ci există doar fenomenele haotice în natură. Dar datorăm această problemă, formarea acestei probleme, lui Aristotel, așa cum îi datorăm și mare parte din restul gândirii noastre. Uh, e foarte important că ai vorbit despre formă și materie. E o distinție fundamentală la Aristotel, așa cum este uh, uh, potențialitate și actualitate. Iarăși este uh, fundamental. Uh, e o uh, dis, uh, distinție pe care o regăsim în practic toate aspectele uh, gândirii lui Aristotel. E una din acele distinții uh, fundamentale uh, la Aristotel. Aș vrea să fac însă legătura cu uh, filozofia lui morală. Pentru că ce este o virtute? O virtute este un habitus, este un obicei bun, uh, care se formează în timp, uh, nu în ultimă instanță, și pentru că e plăcut. Virtutea e plăcută uh, și creează o dependență pozitivă. Da? Se, prin actualizare. O, o anumită tendință devine uh, obicei și se transformă într-o a doua natură. Da? O virtute este o a doua natură. Uh, avem o teorie a caracterului la Aristotel, care va fi foarte importantă la Teofraste, de pildă, și mai târziu la uh, autori care uh, preiau această idee de caracter, da? de uh, trăsături care se formează uh, în timp. O altă uh, dimensiune extraordinară a operei lui Aristotel e, evident, retorica. Uh, tratatul lui Aristotel de retorică. Este primul tratat ce ne-a parvenit. Au mai existat tratate uh, înainte, se pare că Isocrate a scris un tratat de retorică, dar nu ne-a parvenit. În schimb, ne-a parvenit tratatul lui Aristotel, care este absolut uh, de bază. Uh, lui datorăm faimoasa distinție între logos, patos și uh, etos. Eu predau retorică și întotdeauna mă bazez pe mm. Aristotel. Sigur că și Platon spune lucruri Extrem de importante despre uh, retorică. Dar vedem diferența de stil de gândire Avantajul între cei doi. Lui că e sistematic. Asta uh, ajută și descriptiv, descriptiv. Pentru că la Platon avem judecăți în privința retoricii bune și retoricii rele în Phaedros și în Gorgias, în timp ce Aristotel pur și simplu descrie cum funcționează uh, Dihania, asta numită retorică. La fel face și în privința regimurilor politice. da. Descrie, e mai descriptiv decât este uh, Platon. Uh, și la ceea ce spui se aplică și în cazul dialectic, a spune, a gândirii crice. la fel, el este cel care pune bazele sistematice. Sigur că se ziseseră, se gândiseră multe lucruri importante înainte, dar el este persoană de la care poți să pleci într-un studiu organizat al, te te al gândirii crice. Da, ceea da. ce mai târziu este cunoscut. Adică tratatul despre categorii, despre interpretarea analitică prima, analitica secundă. Sigur și mă, în care fac familie foarte bună cu retorica și cu poetica în fond. Sunt, țin tot de structurarea bună a sufletului fiecăruia dintre noi. De fapt de asta scrie Aristotel. Și uh, succesul imens pe care l-a avut se vede și în următorul, dacă ar fi să ne punem problema. Din toți gânditorii occidentali care au venit după Aristotel, deci în 2300 de ani, cine n-a fost influențat de Aristotel? Răspunsul este foarte simplu. Toți au fost influențați. Bun, nu dar toți au fost influențați și de Platon. Să... Nu este nimeni care da, să. și iasă de Platon. Din... Bun, da, sigur, de asta sunt. Uh, sunt coloanele doi, da, sunt filozofiei. filozofiei. Da, în, în fond, uh, pic, fresca pictura lui Rafael da, -a sintetizează spune... foarte bine, ace, mă rog, realitatea. Da? sunt cele două coloane uh, ale uh, filozofiei, da Platon și Aristotel. Nu degeaba, spune la un moment dat, Heidegger, că modul cel mai bun de a-și petrece 10 ani, să își sfătuiește el studenții, este ca timp de 10 ani să-l studieze pe Aristotel. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.